Kamala Harris și Tim Walz au apărut pentru prima dată împreună la un meeting electoral în Philadelphia. Guvernatorul statului Minnesota este propunerea de vicepreședinte a lui Harris. Este văzut drept politicianul care ar putea atrage populația rurală și clasa muncitoare din statele vestului mijlociu american. Democratul Tim Walz are 60 de ani. Este guvernator al Minnesotei din 2018. Înainte să intre în politică, a fost fermier și vânător ocazional. S-a înrolat în Garda Națională, apoi a devenit învățător și antrenor de fotbal american la liceu. Nominalizarea sa în echipă cu Kamala Harris deschide cursa pentru statele din vestul mijlociu, unde republicanii lui Trump au un nucleu dur de susținători. Prima apariție a cuplului prezidențiabil Harris-Walz a avut loc la Philadelphia, în Pennsylvania. E un lider care ne va ajuta să unim națiunea și să ne mișcăm înainte. E un luptător pentru clasa de mijloc. Un patriot care crede la fel ca și mine în promisiunea americană. Promisiunea pentru libertate, oportunitate și justiție. Nu pentru câțiva, dar pentru toți. Trebuie să vă spun că abia aștept să dezbat cu J.D. Vance. Asta dacă e dispus să se ridice de pe canapea și să vină. Trebuie să vă spun, făcând doar o observație de-a mea, dar și voi știți și simțiți că ambii tipi sunt ciudați și de-a dreptul nebuni. Asta vedeți și voi. J.D. Vance, nominalizat vicepreședinte de către Donald Trump, susține că Tim Walz a fost o alegere radicală. Acest tip a propus să trimitem în China locurile de muncă din producție. Vrea să facă țara noastră dependentă de energia deșeurilor în loc de energia americană bună. Și a propus să tăiem fondurile pentru poliție, la fel cum face și Kamala Harris. Kamala Harris anunțase mai întâi pe rețele nominalizarea lui Tim Walz. Experții în științe politice susțin că e un cuplu prezidențiabil mai bun decât s-ar fi așteptat democrații. Ambele partide luptă însă pentru moderații indeciși, deși se pare că societatea americană e mai degrabă polarizată. Alegerile vor fi câștigate în statele cheie, dar în acele state cheie sunt două categorii de alegători care contează. Prima, nucleul de susținători. Democrații și republicanii trebuie să se asigure că își mobilizează susținătorii în toate acele state cheie. Singurul motiv pentru care alegătorii independenți și cei indeciși din acele state contează este că nucleele de susținători sunt aproximativ egale. Așadar, Kamala Harris trebuie să facă tot ce poate pentru a crește participarea alegătorilor printre democrați. Trump trebuie să facă același lucru printre republicani și apoi trebuie să lupte pentru acei oameni care încă nu au luat o decizie. În ambele cazuri, este interesant că s-au apropiat de stilul alegătorului moderat, cu J.D. Vance și credibilitatea sa în zona Apalașilor, și Tim Walz, vânător și țăran din Minnesota. Așadar, trăim într-o eră în care stilul este destul de important și probabil că acest aspect a contat mult pentru ambii candidați. Kamala Harris și Tim Walz ar trebui să devină candidații formale ai Partidului Democrat după Convenția Națională Democrată de la Chicago, la sfârșit de august. Donald Trump și J.D. Vance sunt deja candidați oficiali ai republicanilor.